rănit într-un accident ieri în localitatea Dumbrăvești, potrivit din Suprahova, în evenimentul rutier. Cele patru persoane cu vârste între 32 și 77 de ani au suferit diverse traumatisme și au fost transportate la spital. Sindicatul angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului anunță declanșarea unei greve japoneze de astăzi. Ei reclamă discriminarea salarială față de celelalte categorii de angajați din familie ocupațională justiție. Sindicaliști amenință cu inițierea conflictului colectiv de muncă și implicit cu grevă dacă doleanțele lor nu vor fi rezolvate. Consiliul Politic Național al PSD ar urma să decide astăzi pe cine va susține la conducerea Ministerelor Muncii și Familiei după demisiile lui Marius Budăi și Gabrielei Firea. Cei doi și-au dat demisia în contextul cazului din Ilfo, când din pot anchetează grupuri infracționale specializate în exploatarea persoanelor vulnerabile. Ambii au răspuns categoric orice legătură cu această situație. Petrolul Crești și Universitatea Cluj au terminat aseară la egalitate 1-1 pe stadionul Ilie Oana într-un meci din etapa inaugurală a Superligii de fotbal. Rezultatul a fost stabilit încă din prima jumătate de oră, dar Petrolul a avut șansa victoriei în partea a doua. Petrolul se deplasează acum la Botoșani pentru partida din etapa a doua de luni 26 iulie. Din ultimii 120 de ani, un val de caniculă va afecta sudul Europei toată săptămâna. La noi, disconfort termic accentuat în toate zonele de câmpie și podiș. Până mâine la ora 10 va fi cod portocaliu de caniculă în sudul și vestul țării, iar în rest va fi cod galben, maxim ajungând la 39 de grade la umbră. Însă, temperatura resimțită va fi de 45 de grade. Elena Matescu, directorul NN. Însemnăm valori apropiate de 38-39 de grade Celsius, acolo unde va fi în vigoare avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru caniculă și disconfort termic accentuat în loc tropicale, cu valori între 18 până la 24 de grade. Până la finalul săptămânii ne așteptăm la valori care să caracterizeze o vreme caniculară în zona țării noastre, mai ales în orașele mari, acolo unde efectul insulei de căldură urbană este unul semnificativ, consemnăm valori ale temperaturilor resimțite cu mult peste 40 până la 40.